bună ziua! În primul rând am să vă rog să vă prezentați și să ne spuneți în două cuvinte ce se întâmplă pe acest lac. Bună ziua, mă numesc Micuț Andrei și organizăm prima competiție pe Balta Lateș în anul 2014. E un concurs de 48 de ore la individual, câte un singur pescar pe stand. Să pescuiești în regim de concurs cu regulament cât poate de apropiat cel oficial. 4 lansete, un singur cărlig în sistem catch and release, adică prinde și eliberează. Avem astăzi pe baltă 22 de concurenți. Concursul a început la ora 12, deja s-au semnalat trăsături, sunt standuri care au pești prinși la sac și așteaptă cântarul de ora 18. Vremea ne ajută, e un pic de presiune pe baltă și cred că de asta nu se simte prezența mai puternică a domnului Crap. Este primul concurs din acest an, să înțelegem, da? Da, e prima competiție de anul acesta pe baltă Lateș. Vor mai fi vreo 4 anul ăsta, mai primvară. Suntem și noi curioși cum va răspunde peștele, cum va merge balta, cum vorbim noi în termeni pescărești. Bună ziua, la ce dați? La cu pește. Ce dați? La bile. La bile? Da. Cu ce ați pomit? Am dat niște bile, am dat. Prima dată pe Lateș? Nu, am ceva vechime. De când s-o înființa clubul. Am înțeles. Vă vreau fi rântit. Mulțumesc. Pescuiesc la momitor cu plastice și cu sămânță. Și încerc să văd, poate îl mișc. Și ați nădit cu? Am nădit-o cu sămânță. Am acolo. Plin de sămânță. Problema e că nu niciun țac. S-ar putea să fie cantonat în coadă. Dar dacă e cantonat în coadă, îl aducem la noapte. Pe patul de nadă. Și s-ar putea să o lovim noaptea. Ați mai fost aici pe Lateș? Da. Cunosc balta, cunosc peștii. Nu pe nume, dar îi cunosc. Așa. N-am apelat la pescuitul la bilă pentru că sunt adeptul semințelor. Și cred că am să prind ceva, zic. Până la urmă, mai sunt 42 de ore. Vă urăm fir întins. Mulțumesc. Ai prins un peștișor? Nu. De când pescuiești? Păi, de la jumătate de oră. Nu, dar ai ceva vechime, ai câțiva ani. De când pescuiești, nu? Ai mai pescuit până acum? Da, de multe ori. De multe ori și ai prins pești mari? Păi cel mai mare pește cred că a fost un somotei mai mare decât palma mea. Bravo, e un început bun. Îți urez fir întins. Mulțumesc frumos, la fel.